Baza militară de la Mihail Cogălnicianu devine neîncăpătoare pentru trupele NATO care ajung aici. Ultimii sosiți au fost soldații francezi care se alătură italienilor și nemților din aviația de vânătoare, americanilor din regimentul cavalerie și parașutiștilor din trupele de comando. 3.000 de militari din țările Alianței sunt staționați la Mihail Cogălnicianu, iar mare parte dintre ei formează grupul de luptă denumit Forța de Răspuns a NATO. Ministrul francez al apărării și președintele Klaus Iohannis i-au vizitat pe militarii cantonați în bază. 500 de militari francezi au ajuns în România și la scurt timp li s-au alăturat și 300 de soldați din Belgia. Sunt trupe de elită dintr-un batalion de vânători de munte și vor face echipă cu americanii care operează vehicule blindate Stryker. Tehnica militară franceză a fost adusă în România cu aeronavă de transport Antonov, vopsită în culorile steagului Ucrainei. Aflată în apropierea unui război care riscă să destabilizeze întreaga Europa, România face tot posibilul ca să se ancoreze și mai mult în Occident prin intermediul Alianței Nord-Atlantice. Forța rapidă de răspuns NATO este instrumentul menit să asigure securitatea noastră, dar și liniștea cetățenilor români. Avem acum pe teritoriul României avioane de luptă americane F-16 și F-35, celebrele Eurofighter Typhoon venite din Italia și din Germania, elicoptere de atac Black Hawk, vehicule blindate Stryker, dar și specialiști în strategie și război cibernetic. Francezii sunt ultimii care s-au alăturat unităților militare care compun forța rapidă de răspuns a NATO. We are here for a couple of weeks and it will depend on the situation and we are ready to stay as long as it's necessary. C'est la Roumanie sont bien plus que des partenaires. Nos deux pays sont amis. Situația militară din Ucraina a generat în premieră activarea militarilor de elită din Forța de Răspuns a NATO. Aceștia sunt gata să intervină pe orice teritoriu aliat în doar 48 de ore. Pentru prima dată în România, Olanda a trimis trupele speciale de parașutiști care se antrenau în Germania. We arrived on a very short notice. I think 2 weeks in advance we were informed that we would come over here. Actually we would have an exercise in Germany, but that was transferred to this location. From Friday and onwards we pushed several soldiers up to the Smarten training area to conduct a combined arms live fire with the Romanian soldiers up in Smarten. Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuc au mers împreună cu ministrul francez al apărării, Florence Parly, să viziteze trupele din Forța de Răspuns NATO venite în România. Faptul că dumneavoastră sunteți aici le va da românilor și mai multă încredere că, indiferent de evoluțiile din perioada următoare, România beneficiază de garanții de securitate și de protecție. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, militarilor care sunteți astăzi prezenți. Conform experților, întreaga forță de răspuns NATO este dimensionată la cel puțin 40.000 de militari. Ea se bazează și pe cele 4 grupuri de luptă care există în Polonia, Letonia, Lituania și Estonia. Cel mai nou grup va fi creat în România, cel mai probabil în luna martie.